Vă invit să ne ridicăm cu toții în picioare, să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Din cartea Vechi Testamentară, 1 Samuel, capitolul 18, de unde vom citi primele 17 versete. Cu respect și cu luare aminte, să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. David sfârșise de vorbit cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. În aceeași zi, Saul a oprit pe David și nu l-a lăsat să se întoarcă în casa tatălui său. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta ca să lui David și i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și încingătoarea lui. David se ducea și izbutea oriunde îl trimitea Saul. A fost pus de Saul în fruntea oamenilor de război și era plăcut întregului popor, chiar și slujitorilor lui Saul. Pe când veneau ei la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel, înaintea împăratului Saul, cântând și jucând în sunetul timpanelor și alăutelor și scoțând strigăte de bucurie. Femeile care cântau își răspundeau unele altora și ziceau Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Saul s-a muniat foarte tare și ne-a plăcut vorba aceasta. El a zis lui David îi dau zece mii și mie îmi dau mii noi mai lipsește decât împărăția. Și din ziua aceea, Saul a privit cu ochi răi pe David. A doua zi, Duhul cel rău, trimis de Dumnezeu, a apucat pe Saul, care s-a înfuriat în mijlocul casei. David cânta, ca și în celelalte zile, și Saul era cu sulița în mână. Saul l-a ridicat sulița zicându-și în sine, voi pironi pe David de perete. Dar David s-a ferit de el de două ori. Saul se temea de David, pentru că Domnul era cu David și se depărtase de la el. L-a îndepărtat de lângă el și l-a pus mai mare peste o mie de oameni. David ieșea și intra în fruntea poporului. Îi putea în tot ce făcea și Domnul era cu el. Saul văzând că îi putea întotdeauna se temea de el. Dar tot Israelul și Iuda iubeau pe David, pentru că ieșea și intra în fruntea lor. Saul a zis lui David, Iată, îți voi da de nevastă pe fica mea cea mai mare, Merab. Nu mai să-mi cu vitejie și să porți războaiele Domnului. Dar Saul zicea, nu vreau să-mi pun mâna mea pe el, ci mâna filistenilor să fie asupra lui. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc și vă rog să vă ocupați locurile. Îmi exprim într-un mod onest bucuria de a fi iarăși în mijlocul dumneavoastră, împărtășia aceasta în închinare, în cântare, în rugăciune și iată de data aceasta în ascultarea Cuvântului Lui Dumnezeu. Evident că am avut o mare bucurie să mă revăd cu fratele Cristiones, cu fratele Aditi și slujitorii acestei biserici și cu alți câțiva frați cu care m-am mai cunoscut în întâlnirile noastre anterioare. Aș vrea ca în seara aceasta, în timpul pe care îl avem înainte, să abordăm într-o manieră cât mai clară, dar în același timp expeditivă, un subiect referitor la modul în care relaționăm în biserică, în trupul lui Hristos. Încep prin a vă pune o întrebare. Ce diferență există între o grămadă de cărămizi și un zid care este confecționat din cărămidă? Care este diferența? Nu e așa că e ușor să extragi o cărămidă dintr-o grămadă de cărămizi? Este foarte lesne. Dar ce spuneți, ar fi ușor să extragi o caramidă dintr-un zid, e muncă serioasă. Aș vrea să te întreb în această seară, ești cărămidă într-o grămadă de cărămizi sau ești o cărămidă dintr-un zid legat cu ceilalți? A fi împreună aici nu denotă unitate. Sau nu doar asta de denotă unitate. Ci modul în care noi suntem legați unii de alții. Nu doar din punct de vedere, eu știu, social, amical, că mai servim poate o cafea odată, ci măsura în care simțim unii pentru alții, măsura în care ne doare unii pentru alții, în care luptăm unii pentru alții. Asta arată dacă suntem într-o gămadă sau într-un zid. Ca oameni suntem creați de Dumnezeu ființe sociale. Ne place încă de la grădiniță, nu? Să ne facem prieteni, să interacționăm. Și Până la adânci bătrânețe, văd oameni care se însoțesc unii cu alții. Realitatea este însă că nu interacționăm cu ușurință, cu oricine. Avem filtrele noastre, suntem selectivi. Și, într-o anumită măsură, înțelegem lucrul acesta, pentru că relaționăm cu cei care au temperamente care ne convin. Spune în cartea proverbe, cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului, inimii omului. Nu chiar ne soțim cu oricine. Și eu n-am să fac referire la cele patru tipuri de temperament care sunt cunoscute în psihologie. Dar în decursul anilor, de exemplu, eu am cunoscut oameni de tip, nu știu, burete sau sugativă. Te-ai văzut prima dată cu el, și parcă te știi de când lumea. sau oameni de tip magnet. Foarte sociabil, foarte ușor relaționezi cu ei. Sunt și oameni de tip broască-țestoasă, care te analizează de departe, te cântăresc și se apropie de tine cu mare sfială, cu mare atenție și la un moment dat, dacă văd că pot avea încredere în tine, totul e ok. Dar dacă cumva i-ai atins într-un mod inadecvat, s-au retras în care ta, lor, te-au pus la index și amin, cu tine nu mai au treabă niciodată. Am mai cunoscut și alți oameni de tip arici, oameni de care ai vrea să te apropii. Te apropii puțin și mă pac, și-au scos gimpii și ăla ești. Nu-ți mai trebuie nici ție. Pe veci. Sau, eu am mai identificat și alții, oameni de tip Sky, care dacă le-ai dat un deget, îți iau toată mâna și pe tine de-a întregul, nu mai scap de ei, te sună și noaptea crezând că sunt cei mai buni prieteni cu tine. În fine, dincolo de aceste diferențe temperamentale care în mod realist ne pun probleme, există probleme datorate păcatului. Se cânta această frumoasă cântare despre Faptul că suntem niște vase care trebuie să fie modelați de Dumnezeu. Modelarea aceasta lăuntrică nu se realizează cu ușurință, pentru că efectele păcatului se resimt și în planul acesta relațional. Și lucrul acesta se răsfrânge asupra vieții de familie și asupra relațiilor din biserică și în societate și așa mai departe. Ei, în seara aceasta eu am ales un text. Din Vechiul Testament, care ne oferă un tablou relațional. Este vorba de un rege în exercițiu, un rege care a fost ales, dar care încă nu ocupa tronul efectiv, și un potențial prinț moștenitor. Modul în care ei interacționează este foarte interesant și pilduitor. De aceea voi așeza gândurile care urmează sub un titlu sintetic amici sau inamici. Și voi pune câteva teste cu ajutorul cărora să ne evaluăm. Așa când mergem la medic, nu așa? Sunt radiografii sau ecografii, alte modalități prin care putem să ne evaluăm starea de sănătate în seara aceasta. Cu ajutorul Scripturii și a Duhului Sfânt să ne evaluăm modul în care ne raportăm unii la alții și apoi, cu smerenie, să ne îndreptăm rugându-l pe Dumnezeu să ne ducă pe calea cea bună. Pentru că, la urma urmei, creștinismul nostru nu se rezumă doar la dorme, ci la o viață trăită în conformitate cu învățăturile pe care le acceptăm. Și mai cu seamă, în sectorul acesta relațional. Pornesc cu un așa numit test al sursei sau al resursei. Și pun aici o întrebare adițională. Animați de Duhul Sfânt sau alterați de un Duh rău? Diferența de atitudine dintre David și Saul a fost dată de stăpâniri diferite. Din momentul în care David a fost uns ca rege Duhului Dumnezeu a venit peste el și el a cultivat o relație foarte frumoasă care, știți, la un moment dat l-a determinat pe regele Saul să spună tu ești mai bun decât mine. Realitatea este că noi nu avem în noi înșine puterea pentru relații frumoase. Depindem de Dumnezeu. Și Biblia spune că unitatea din biserică este realizată de Duhul Sfânt. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh. De ce? Ca să alcătuim un singur trup. Iar roada Duhului, printre altele, vizează aspecte relaționale. Dragostea, pacea, îndelungarea răbdare, blândețea. Trebuie să folosim Duhul lui Dumnezeu pentru a cultiva, pentru a dezvolta în viața noastră astfel de atitudini. Pe când oamenii din lumea aceasta, care merg după mersul lumii acesteia, a Duhului care lucrează în fiii ascultării, ei trăiesc răutate în pismă, vredni să fie urâți și urându-se unii pe alții. Observați, la un moment dat, Ionatan și-a dorit, atunci ă, când intrase în relație cu David, să se boarte cu el cu o bunătate ca bunătatea Domnului. Și deci, deoarece, la un moment dat, Ionatan, pe case din viața aceasta, David a întrebat, nu mai este nimeni? din casa lui Saul, ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Vedeți, a face bine celui care te iubește este natural. A face bine celui care ți-a făcut un bine este un lucru uman. Dar a face bine celui ce ți-a făcut rău este ceva dumnezeiesc. La asta ne cheamă Dumnezeu. Standardele sunt înalte. Să ne iubim până și vrăjmașii. Și o putem face doar prin puterea Duhului Sfânt. Dar, tot aici, la testul resursei, aș vrea să pun o altă întrebare. Admirație sau antipatie? Tot ceea ce s-a întâmplat de aici încolo s-a întâmplat pentru că în inima unui personaj al lui Ionatan a încolțit admirația, iar în inima lui Saul s-a însămânțat antipatia sau invidia. Nu că n-ar fi fost diferențe mari între Ionatan și David. Păi unul venea de la stână. Știți cum miroase unul care vine de la stână? Ăsta l-a prinț, era îmbrăcat frumos. Dar a fost ceva care l-a atras. Curajul în luptă, actul de vitejie. A avut să și el parte de experiența de acest gen. Și aspectul acesta i-a unit. Dar observați, invidia este boala prieteniei. Și Saul n-a putut să îl privească cu ochi buni pe David. Fiind oarecum prototipul omului egoist care își vede amenințată poziția, și nu suportă că cineva este mai bun, mai capabil și n-a fost în stare să aprecieze valoarea celui care era lângă el. Observați, David n-a făcut nimic rău și totuși a fost invidiat, a fost pismuit, un cuvânt mai arhaic. Pentru unii, chiar dacă ai lua aripile arhanghelului Gavril, toți se vor găsi câțiva ca să ajungă cu săgeți în tine și să spună că ești cioară. Pur și simplu nu-i poți mulțumi pe toți. Invidia l-a măcinat aduceți-vă aminte și pe Cain, pe frații lui Io, Iosif din vechime, pe Maria și Aron, frații lui Moise, ce o să mai spunem de Core, de Adam și Abiram? De ce nu să-i pomenim și pe fariseii din proximitatea Mântuitorului? Invidia, cum spune cartea proverbă, este putrezirea oaselor, dar dragostea nu pismuiește. Aș vrea să te întreb în această zi, când te relaționezi la ceilalți, Duhul Sfânt este Cel care te însuflețește? Sau nu știm de ce Duh suntem însuflețiți? Cum a spus Mântuitorul într-o împrejurare. Admirația aprecierea este cea care ne animă sau, din potrivă, antipatia. Lucrurile acestea pur și simplu dau naștere la tot ceea ce urmează, fie bun, fie rău. Mai, mai departe, cu un alt test. Testul manifestărilor. O să aplicăm teste doar în funcție de timp, să știți. Aici aș vrea să pun o altă întrebare subsidiară. Afecțiune sau aversiune? Relațiile se manifestă prin intermediul emoțiilor și a cuvintelor. Afecțiunea dintre Ionatan și David s-a concretizat într-o iubire exprimată sintetic astfel. L-a iubit ca pe sufletul lui. Și în cântecul de jale pe care David l-a compus la moartea lui Ionatan, găsim această apreciere pe care David o avea față de sentimentele lui Ionatan. Și uitați ce spune, tu erai plăcerea mea, dragostea ta pentru mine era minunată, mai presus de dragostea femeiască. Vezi caracterul acesta sublim al afecțiunii. Dar culmea exact aceeași situație, a declanșat alte manifestări, ostilitate, aversiune dinspre Saul. Saul s-a muniat foarte tare. Și aceste emoții negative l-au copleșit pe bărbatul acesta. Biblia spune, Saul a privit cu ochi rei pe David. Ați văzut vreodată niște persoane care nu se pot accepta una pe cealaltă? Ați observat că nu se pot privi în ochi? Sau dacă sunt forțate de circumstanțe să dea mâna una cu cealaltă și ce fac? Dau mâna așa. Se uită în altă parte. Pentru că lăuntrul se manifestă și se exprimă în maniera aceasta. Aflăm la un moment dat despre Cain că i s-a posomorât fața. Că Iacov a privit spre Laban și a sesizat că fața nu mai era aceeași ca la început. Gândește-te așa, ai pe cineva în relațiile tale, din biserică sau din societate, față de care inima ta nu simte cum trebuie? Hai să mergem mai departe la testul manifestărilor. Abnegație sau abjecție, dacă este nevoie, traduc. Ideea este că relațiile nu se rezumă la emoții. Ele se materializează în acțiuni. Prietenia este un comerț dezinteresat. Uitați-vă la Ionatan. Ce face? Ia din armamentul său, și oferă acestui tinerel care tocmai a apărut pe firmament și îi oferă din lucrurile de valoare pe care el le are. Dar gândiți-vă la ce s-a întâmplat din partea cealaltă. Saul a avut un comportament ticălos, abject. Omul din tâi, Ionatan, se sacrifică. Și dă dovadă de comportamentul acesta sacrificial, plin de abnegație. Renunță la lucrurile de valoare de celălalt. O relație ca să o întreții se menține prin lucruri mici pe care le faci. Ce ar fi să te duci cu un borcan de, eu știu, conserve ceva de toamnă la o soră din biserică? să duci la un frate, să-i oferi ceva din lucrurile pe care tu le crezi. Mi-aduc aminte de o situație pe care uh, o am în mintea mea și îmi face plăcere să o împărtășesc cu voi. Îmi amintesc de un prieten, l-am chemat odată uh, până la mine să ajute în lucrarea de radio, un mic patron, foarte mic, mărunt, dar cu o inimă largă de tot l-am salutat, ne-am îmbrățișat, așa e obiceiul nostru când ne vedem. Și el era foarte bucuros. Și eu l-am întrebat, măi, dar ce cu tine că ești așa de exuberant? Și a zis, măi, astăzi este ziua mea de naștere. Foarte bine, l-am îmbrățișat și l-am felicitat încă o dată. Și a zis, și ce faci astăzi? Zic, măi, uite, m-am gândit la un lucru. Biblia spune așa, că este mai ferice să dai decât să primești. Și mi-a arătat o mașină care avea doar două locuri în față și în spate era pentru marfă. Era plină, cu ulei, cu zahăr, cu orez, cu făină, cu de toate care puteau fi date unor oameni mai lipsiți. Și el a zis așa, eu am o listă. Bătrâni, văduve și mă duc la toți să le ofer. Și eu zis, domnule, mai bucuros când dau decât să primesc. Interesant cum a ales un om să-și petreacă o zi de naștere. E o rețetă, nu? Poate fi preluată. Testul manifestărilor. Afectuoși, caracterizat de abnegație, merg mai departe cu, hai să spun un ultim test. Testul calității. Autenticitate sau aparență. sinceritatea, transparența este de dorit atunci când este vorba de relații. Îl iubea mult pe David și pentru că îl iubea i-a dat de știre. N-a putut să ascundă anumite lucruri. Rănile făcute de un prieten, spune Scriptura, dovedesc credincioșia lui. O relație bună te împinge la transparență. Chiar Dumnezeu a acționat în maniera aceasta. A spus, cum aș putea să ascund eu față de Avram ce am de gând să fac? El e prietenul meu. Nu pot. Domnul Iisus spunea, nu vă mai numesc rob, vă numesc prieteni, pentru că v-am spus tot ce am auzit de la tatăl meu. Apropo, într-o relație autentică, nu pot exista ascunzișuri. Dar, prin contrast, uitați-vă la acest personaj negativ. Saul. A zis, ți-o dau pe fică mea. De virginerele împăratului. Cine o să fie ca tine? Dar în realitate, în spate, se ascunde altceva. Nu poți avea încredere în oameni care sunt mieroși. Dar în spate, au gânduri ascunse. Ce fel de om ești atunci când ne gândim la relații? Dragostea Biblia spune să fie fără prefăcătorie. Le pădați orice fel de prefăcătorie. Ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-ați curățit sufletele prin Duhul. Să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Vă promit că dacă voi mai veni la dumneavoastră data viitoare, continuăm cu restul testelor. Acum ne oprim pentru că urmează să vă spun câteva cuvinte despre radio Vocea Evangheliei. Cum spunea fratele Cristi și îi mulțumesc pentru această prezentare care mi-a făcut-o încă o dată, sunt implicat în Lucarea de radio de mulți ani și cred că aveam și niște. Uh, așa, mulțumesc, frații tot de la tehnic. Uh, Lucarea de la radio a debutat în urmă cu 31 de ani. Aici este prima echipă din București care a furnizat programe și pentru Suceava, care a fost prima stație care a debutat. Pentru că ei nu au avut încă licența operantă. Gândiți-vă că după Revoluție a fost o activitate total nouă. Nimeni n-a știut să facă radio înainte, iar aceștia au fost primii temerari. Uh, lucrarea a crescut, la ora actuală sunt 11 frecvențe, când a fost la dumneavoastră anul trecut erau doar 10. Între timp am anexat o wow, 11 a 11-a frecvență și în lucrarea aceasta sunt implicați peste 45 de oameni la nivel național. Gândiți-vă că dumneavoastră ați făcut aici un program de două ore, da? Și pentru lucrarea aceasta de două ore au fost câțiva oameni care în avans au pregătit anumite lucruri. Gândiți-vă că noi avem 24 de ore zilnic, în multe stații. E o muncă decisivă. Sunt oameni care vin în fiecare zi, în fiecare săptămână, invitați. Și toate aceste programe sunt furnizate în România, să știți că radioul se ascultă, nu ca aici în America, la zeci de mii și îndrăznesc să spun chiar sute de mii. Pentru că numai noi în Suceava avem undeva la vreo 60-70 de mii de ascultători consacrați. Dar rămite toate celelalte stații însumate. Plus, discutăm și despre transmisia online în fiecare loc din lumea aceasta. Aici sunt doar câteva echipe Suceava este o echipă mai mare. Sunt și alte stații, nu am avut loc să pun toate uh, imaginele. E o lucrare cu impact. În primul rând, este o binecuvântare pentru credincioși. Eu însumi rămân în mașină și ascult o mărturie, o predică, nu pot să întrerup sau fug repede în casă ca să reconectez așa firul uh, relatării. Evident că sunt și convertiri pot să stau în seara aceasta să mărturisesc multe lucruri de genul acesta. Nu este timpul. Dar este și un alt aspect important. Radio Voce Evanghelie este un fel de liant. Observați, acolo este un eveniment din centrul orașului Suceava. Nu știu exact din ce an este. Poate când a fost și fratele Cristionescu la noi. Oricum vin mulți oameni care sunt invitați prin radio, dar sunt și acțiuni caritabile. Uitați, sunt spitale, în uh, școli, refugiați, acum cu sinistrații, păi, săptămâna care a trecut, în șase zile s-au construit șapte case. Iar vocea Evangheliei a fost uh, cea care a strâns fonduri pentru uh, galați și vaslui. Și evident că lucrările continuă. Eu n-am prea avut nici zi, nici noapte aici în America. Sunt venit de o săptămână, dar am stat și noaptea în contact cu ceilalți. În general, suntem susținuți de biserici și de uh, oameni de afaceri creștini care ne sprijină într-un mod uh, sporadic sau sistematic uh, prin intermediul uh, publicității. Uh, din punct de vedere logistic, iată, sunt câteva stații care sunt stabile și financiar, dar au și tot ce le trebuie. Altele sunt în curs de amenajare, de achiziționare. Timișoara are tot ce trebuie, dar să cumpere. Dar, iată, sunt altele care sunt în proces. Avem și niște proiecte concrete la nivel național. Aici este stația, nu știu cum, cum să spun, este clădirea în care a fost stația Radio Văcer Evangheliei din București. Are o vechime de 100 de ani. Este impracticabilă, practic au fugit, au abandonat clădirea cei care alcătuiesc echipa din București, nu mai pot să o folosească, avem doar o cameră care este secretariatul sediului central aici, atât. Și va trebui să-l transformăm într-un sediu național. Avem un proiect, este în derulare, va trebui să lucrăm în privința aceasta. Suceava m-a sprijinit foarte mult, mă refer la oamenii de afaceri, și lucrurile vor merge mai departe. Dar ce este cel mai important, la nivel național, au rămas ultimele, aproximativ 40 de noi locații, sunt puțin mai multe, adică unde mai putem obține frecvențe. Anul acesta, care vine în primăvară, va fi un concurs. Imaginați-vă. Un imobil care are 1.000 de apartamente și au mai rămas 40. Doar aceste frecvențe mai sunt. Și vrem să le folosim pentru ceea ce trebuie. La București ne propunem, e o luptă foarte încordată, să obținem o frecvență de 24 de ore. Acolo nu avem 24 de ore, doar 6 ore zilnic. Experiența ne spune că sunt cheltuieli și pentru partea tehnică, atunci când deschidem o stație. Dar, uitați, cam aceasta este harta. Cele roșii sunt stațiile existente, cele verzi ni le dorim, cele cu albastru doar o extindere de timp de emisie. E un proiect aproape imposibil din punct de vedere uman, dar e posibil cu Dumnezeu. Eu sunt liniștit, pentru că Dumnezeu a fost cu mine până aici și am văzut că a fost și cu colegii mei din alte stații. Concursul în sine este o piatră de încercare foarte mare. Pentru că, vă dați seama, noi suntem minoritari. Putem avea cel puțin o mie de concurență pentru cele 40 de stații. De aceea rugăciunea este absolut necesară. Cine sunt eu ca să conving membrii Consiliului Național al Audiovizualului să ne le ofere nou. De aceea Vreau să vă conștientizez, sunt convins că sunt aici oameni cu ai rugăciunii. rugați-vă pentru asta. Dacă doriți, deci nu sunteți deloc obligați, puteți să vă implicați și financiar. Data trecută când am fost la dumneavoastră, biserica dumneavoastră a manifestat generozitate și vă sunt recunoscător, dar eu mă bazez pe Dumnezeu și Dumnezeu, evident, poate deschide inimile oamenilor. La ieșire sunt niște semne de carte pe care aveți și acest cod QR și puteți fie să vă implicați sporadic, fie lunar, prin PayPal, pentru că e un comision foarte mic. Dumnezeu să vă răsplătească dacă o veți face, dar îmi doresc din toată inima să fiți alături de noi, din punct de vedere spiritual. Vă mulțumesc și sunt convins că Dumnezeu va fi acela care va purta de grijă fie într-un fel, fie în altul, fie dintr-un loc, fie din altul și Dumnezeu va fi proslăbit prin această lucrare atât cât mai avem posibilitate. Pentru că va veni vremea când nu vom mai putea spune adevărul așa cum îl spunem acum. Dar câtă vreme se zice astăzi, câtă vreme este încă lumină, să ne facem treaba. Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.